Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. A fost arestat șobanul vinovat de moartea femeii ucisă de câini. Polițiștii gorjeni sunt în alertă de 1 mai. COVID-19 la DGASPC Dolj. Locuitorii municipiului Târgu Jiu și nu numai au interzis la sărbări câmpenești de 1 mai. Ziua muncii este liberă pentru bugetari. An de an, zeci de mii de persoane petreceau în Dumbrava Drăgoieni de la marginea municipiului Târgu Jiu. Aici existau tarabe cu mici și bere, un târg de produse alimentare și nealimentare și un parc de distracții. Nu mai este cazul în acest an din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru a nu avea parte de surprize neplăcute, poliția locală va patrula pe 1 mai în Dumbrava Drăgoieni și în alte zone pentru picnic. Un cioban din județul Gorj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii gorjeni. Bărbatul a fost arestat după ce câinii care îi avea în grijă au sfâșiat fără nicio scăpare pe o femeie de 41 de ani din comuna gorjană Crasna. Acesta a fost introdus în arestul IPJ Gorj. Incidentul tragic a avut loc ieri dimineață. Polițiștii gorjeni au fost anunțați prin apelul unic de urgență 112 de un cioban. Bărbatul a găsit-o pe femeie fără viață și cu urme de mușcături pe un teren agricol, de la marginea satului Stâncești din comuna Mușetești. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului pentru a face cercetări. În urma verificărilor a fost identificată victima și s-a stabilit că a fost atacată chiar de câinii ciobănește apelantului, pe care îi lăsase liberi. Bărbatul vinovat de moartea femeii a fost reținut astăzi de polițiști. În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. O persoană angajată la DGASPC Dolj a fost depistată cu coronavirus. Aceasta este un contact al polițistului din Cârcea, depistat în urmă cu câteva zile cu noul coronavirus, informează Prefectura Dolj. Referitor la situația angajatului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, confirmat pozitiv, fiind contact direct al polițistului diagnosticat cu noul coronavirus, vă aducem la cunoștință următoarele. Ca urmare a anchetei epidemiologice din cadrul DGASPC Dolj, s-a stabilit că din cele 7 persoane care lucrează în același birou cu persoana diagnosticată, 3 au intrat în contact direct cu aceasta. Prin urmare, cei 3 angajați au intrat în izolare la domiciliu, fiind monitorizați zilnic de medicii de familie, au transmis reprezentanții Prefecturii Dolj. Până în prezent, în România au fost confirmate 12.240 de infecții cu coronavirus. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Gorj transmit tuturor cetățenilor că trebuie să rămână acasă chiar dacă este 1 mai și toată lumea era obișnuită cu ieșirile în aer liber. Trebuie respectate toate măsurile ordonanțelor militare pentru a preveni răspândirea și infectarea cu noul coronavirus. Dacă se vor încălca regulile impuse în această perioadă, gorjenii riscă amenzi usturătoare. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, împreună cu structurile jandarmeriei, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, sunt implicați în modul de supraveghere a respectării prevederilor ordonanțelor militare în vigoare și vor acționa prompt atunci când constată încălcarea acestora. Autoritățile reamintesc că sancțiunile pentru nerespectarea ordonanțelor sunt de la 2.000 la 20.000 de lei. Bilanțul epidemiologic urcă astăzi la 726 de morți din cauza COVID-19 în România. Persoanele decedate în urmă cu o lună sunt raportate de-abia acum. Este vorba de un bărbat în vârstă de 84 de ani care a murit în urmă cu o lună în data de 5 aprilie și de-abia astăzi a fost raportat de grupul de comunicare strategică. Acesta nu este singurul caz de deces petrecut în urmă cu o lună și raportat abia astăzi în data de 1 mai. Până acum, în România au fost confirmate 12.240 de cazuri de infectați cu COVID-19. Județul Gorj se pregătește să treacă de numărul de 50 de cazuri de COVID-19. Potrivit informării grupului de comunicare strategică, în județ erau 47 de cazuri de coronavirus. Existau însă 2 persoane infectate care nu au intrat în statistică. De asemenea, joi nu sosise încă rezultatul de la testele pentru cele 3 angajate ale Spitalului Județean de Urgențe din Târgu Jiu. Totodată, în izolare și în carantină, sunt peste 1.500 de persoane din județul Gorj. Cele mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 sunt la Motru.
Este nevoie de un ordin pentru introducerea în sistemul național de testare a laboratorului de genetică de la Târgu Jiu. Ministrul Sănătății trebuie să emită ordinul respectiv pentru ca activitatea laboratorului de la Târgu Jiu să nu mai fie supervizată de la Craiova. Angajații de la Târgu Jiu trebuie să trimită probele pentru confirmare la un laborator inclus în sistemul național de testare. Cel mai apropiat este cel de la Craiova. Laboratorul de genetică moleculară de la Târgu Jiu a fost inaugurat recent și nu este încă parte a sistemului național de testare. Echipamentele de la Târgu Jiu au fost achiziționate în urma unor donații. Acțiunea de montare a dispenserilor cu dezinfectant la scările de bloc este în plină desfășurare. Toate cele aproximativ 1400 de scări vor beneficia de dispozitivele respective. De asemenea, se vor asigura câte 500 de mililitri de dezinfectant pentru fiecare, urmând ca asociațiile de proprietari să se ocupe de realimentarea lor. Potrivit edilului Marcel Romanescu, în această perioadă vor continua acțiunile de dezinfectare a străzilor, trotuarelor, aleilor și scărilor de bloc, primăria municipiului Târgu Jiu continuând să ia toate măsurile necesare pentru a întreține un climat de siguranță în oraș. Spitalul regional de urgență, care va fi construit la Craiova, va primi banii necesari pentru a fi construit. Guvernul a anunțat ieri că s-a semnat contractul de finanțare cu Uniunea Europeană în valoare de 2,85 de miliarde de lei. Noua unitate spitalicească, care va deservi zona Olteniei, va fi construită în comuna Ghercești din județul Dolj. Spitalul regional de urgență Craiova va avea o capacitate de 807 locuri și 19 săli de operație. Complexul va cuprinde mai multe centre de sănătate, printre care un centru de tratament pentru cancer cu toate dotările necesare și un centru pentru mame și copii cu 100 de paturi. Întreaga construcție va avea 7 etaje cu o suprafață totală de peste 160.000 de metri, cu o suprafață totală de peste 160 de metri pătrați. Spitalul va fi dotat cu heliport și cu peste 1000 de locuri de parcare. Lucrările pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică au fost scoase la licitație. Se înregistrează o ușoară creștere a necesarului de energie pe bază de cărbune în sistemul energetic național. Complexul energetic Oltenia funcționează cu 2 sau 3 blocuri energetice în funcție de solicitările venite din partea dispeceratului energetic național. În momentul de față, compania livrează în sistem o cantitate de energie produsă de 2 grupuri. În depozit este însă destul cărbune, de 2 ori mai mult. Statul apelează în continuare la energie din import. Importurile se fac din state non-UE care nu plătesc certificate de CO2 pentru energia pe bază de cărbune. Lucrările de reabilitare a spațiilor de joacă din Târgu Jiu continuă în plină pandemie. Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, a transmis că toate spațiile vor fi acoperite cu un covor sintetic, care este mult mai potrivit pentru copii, dar și pentru autoritățile care vor interveni să le curățe sau să le dezinfecteze. Continuăm acțiunile de reamenajare a spațiilor de joacă din Târgu Jiu. Așa cum am promis încă de anul trecut, toate spațiile vor fi acoperite cu un covor sintetic care nu numai că este mult mai potrivit pentru copii, dar poate fi și mult mai ușor de curățat și dezinfectat. Vorbim de folosirea unui material geotextil care permite ca apa să se scurgă foarte repede și nici nu lasă vegetația să se dezvolte. Pregătim orașul mai ales pentru perioada în care restricțiile se vor ridica și cei mici se vor putea juca din nou în aceste spații. Această investiție ne va permite să întreținem mult mai ușor locurile de joacă și să le dezinfectăm pentru siguranța copiilor, a scris Marcel Romanescu pe pagina sa de Facebook. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!